Bună ziua tuturor! Spuneți, vă rog, dacă suntem gata să începem. Bună ziua tuturor! În primul rând, vă mulțumim că ați dat curs de invitație la conferința de presă de astăzi a Ministerului Educației. Noi ne-am propus să prezentăm prioritățile, obiectivele pentru anul 2024, după cum am promis la finalul anului precedent. O să încercăm să fim, sau mă străduiesc să fiu destul de explicit și să prezint pe larg care sunt principalele acțiuni pe care și le propune Ministerul în acest an pe fiecare dintre treptele de învățământ. O să începem cu învățământul general și ne mijlocim ceea ce vrem să facem pentru a moderniza școlile din Republica Moldova. Aici, obiectivul nostru principal, strategic, este să creștem ponderea elevilor care ating nivelul minim de competență la examenele PISA. Cunoașteți cu toții situația care a fost prezentată anul trecut cu privire la 50% din toți elevii din Republica Moldova de 15 ani care nu ating nivelul minim de competență la lectură și matematică. Respectiv, obiectivul nostru fundamental, strategic, este să creștem ponderea celor care reușesc să atingă acest nivel cu cel puțin 25% și asta o să fie obiectivul strategic pentru învățământul general pentru următorii ani. În vederea obținerii acestui obiectiv, Ministerul urmează să lanseze în luna aprilie Pactul Național Moldova pentru Educație, prin care o să invităm întreaga societate, societatea civilă, mediul de afaceri, partenerii internaționali să contribuie la obiectivul, la atingerea obiectivului nostru strategic, anume prin susținerea proiectului național Rețeaua Școlilor Model. Proiectul Rețeaua Școlilor Model reprezintă un efort de a crește accesul elevilor din medii defavorizate, în special a celor din mediul rural, din localitățile mici, la educație de calitate. În acest sens, urmează să întreprindem câteva acțiuni complementare și sinergetice, despre care am mai vorbit anterior și care demarează în acest an. Vom începe cu investițiile în infrastructură pentru a crea această rețea de 35 de școli noi, moderne, după standarde europene, rețea care ar trebui să fie finalizată până în anul 2025. În 2024 vom renova 5 instituții de învățământ, lucrările ar trebui să fie finalizate. Săptămâna aceasta, de principiu, identificăm lista integrală a școlilor care vor participa în acest proiect și urmează să o publicăm în curând. Deci 5 vor fi renovate capital, în cazul la încă 5 instituții de învățământ, urmează acestea să desfășurăm achizițiile și procesul de renovare să fie lansat în 2024, iar în 2025 să continuăm și cu celelalte 25 de instituții de învățământ. Anul ăsta ne propunem să identificăm finanțarea, suntem în căutarea la circa 50 de milioane de euro. La fel, în cadrul aceleiași proiect, Rețeaua Școlilor Model, procurăm autobuse. Licitația s-a finalizat. Anul ăsta vor ajunge în Republica Moldova 70 de autobuse care vor fi distribuite în raioane pentru a asigura posibilitatea elevilor de a accesa școli mai bune, în special școlile din Rețeaua Școlilor Model. Modificăm codul educației pentru a crea acea alocație pentru părinți care au copii în școli cu mai puțin de 50 de elevi, urmează să beneficieze de până la 50 de euro pe lună, în cazul în care vor binevoi voluntar să ofere copiilor posibilitatea de a merge la o școală mai bună din apropiere și tot în acest an ne propunem să asigurăm alimentarea gratuită a copiilor transportați. Suntem în discuții cu Ministerul Finanțelor pentru a reuși din 2025 să asigurăm acest lucru. Deci ăsta este elementul major pe care ne-l propunem pentru învățământul general. Lansarea acestui Pact Național Moldova pentru Educație, care ar urma să mobilizeze întreaga societate în jurul obiectivului național de a crește rezultatele elevilor din Republica Moldova, în primul rând prin proiectul Școlile Model. Dar, bineînțeles că pe lângă asta vom continua să atragem atenție deosebită rezolvării unei alte probleme majore a sistemului, și anume deficitul de cadre didactice, arderea profesională care există, respectiv un obiectiv fundamental o să fie susținerea cadrelor didactice cu experiență și creșterea atractivității profesiei pedagogice pentru tinerii specialiști. În acest sens, vom continua programul Investim în Profesori, care a fost lansat anul trecut. Anul acesta vom dubla numărul cadrelor care vor beneficia de recalificări gratuite. Ne propunem să asigurăm din bugetul de stat
să acoperim costurile de recalificare pentru 1600 de cadre didactice, deci dublu față de anul trecut. În același timp vom simplifica procedura de recalificare pentru cadrele didactice, în așa fel încât cei care au deja experiență să nu trebuiască să treacă printr-o procedură anevoiasă și costisitoare. În același timp, vom continua să oferim formare gratuită, deci cursuri gratuite pentru profesori. Anul trecut am instruit 3.000 de cadre didactice într-un program de 75 de ore de contact direct pe câteva subiecte principiale pentru sistem. Anul ăsta urmează să extindem numărul celor care beneficiază de aceste formări până la 5.000 și totodată vom avea un program nou separat pentru încă 5.000 de profesori care urma să beneficieze de cursuri de instruire pe dimensiunea competențelor digitale, în așa fel încât să-i ajutăm să facă uz mai bine de tehnologiile moderne și să poată să le aplice cu succes în clasă. Tot pe dimensiunea cadrelor didactice, vom continua eforturile noastre de debirocratizare. Noi am vorbit mult despre faptul că profesorii trebuie să aibă timp să se ocupe de copii și nu de hârtii, respectiv, asta este, debirocratizarea este o prioritate în continuare. Vom publica, cred că până la finalul lunii ianuarie, modificările pentru cei care lucrează în grădiniță, deci pentru educatori. Noi am prezentat la finalul anului trecut un prim pachet pentru profesorii din școală, deci până la finalul lunii ianuarie vom prezenta un pachet de debirocratizare și pentru educatorii din grădiniță. În același timp, pentru cadrele didactice din școală vom avea pachetul 2 de debirocratizare. Aici vom revizui câteva regulamente și acte normative, precum regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, regulamentul cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ, metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori și metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. În aceeași cheie, urmează să modificăm sistemul informațional de bază a Ministerului Educației, așa numitul SIME, pentru ca acesta să genereze automatizat toate rapoartele de care au nevoie școlile și profesorii și să nu mai fie necesar să le solicităm de fiecare dată informație. Și Ministerul își asumă să elaboreze 5.000 de proiecte didactice zilnice. Deci sunt acele documente pe care profesorii le fac în fiecare zi, care descriu ce urmează să întâmple la clasă. Noi am elaborat proiectarea de lungă durată, deci acea planificare pe 6 luni de zile, care o publicăm la începutul lunii februarie. La moment ele sunt publicate spre consultări, o să fie aprobate în variantă finală la începutul lunii februarie și mergem dincolo de asta, mergem înspre proiectarea zilnică și ar urma anul ăsta să oferim 5.000 de proiecte didactice pentru profesori. Deci numărul total de ore, pentru ca să putem spunem asta în perspectivă, pe care le are un elev în Republica Moldova, e de circa 30.000, respectiv 5.000 este cam a șasea parte din numărul total de ore vor fi acoperite de către minister cu proiecte didactice zilnice. În cazul în care reușim să convingem mai mulți donatori să se alăture acestui efort, poate facem și o proporție mai mare, dar o să fie, cred eu, un început foarte bun pe dimensiunea debirocratizării oferirea acestor proiecte didactice într-un număr atât de mare. O altă prioritate, la fel, care ține de cadrele didactice, este sporirea cadrului de protecție pentru ei. Foarte mulți profesori ne spun despre faptul că se simt vulnerabil în instituțiile de învățământ, nu se simt suficient de protejați și noi considerăm că instituțiile de învățământ trebuie să fie un spațiu liber de violență, indiferent de cine este subiectul sau obiectul violenței. Respectiv, o să modificăm codul educației în primul trimestru al acestui an pentru a oferi un cadru de protecție mai mare pentru profesori și eventual o să intervenim și pe codul contravențional ca să le atribuim același nivel de aceleași măsuri de siguranță pe care le au bunăoară medicii în codul contravențional astăzi. Foarte important, pe aceeași dimensiune, dimensiunea resurselor umane, este atragerea tinerilor specialiști. Am vorbit și anul trecut despre deficitul de cadre didactice care există în sistem astăzi, circa 7.000. Propunerea sau obiectivul nostru aici este să reușim să atingem cifra de 500 de absolvenți la pedagogie care aleg să meargă în instituțiile de învățământ. O să contribuim la acest rezultat prin majorarea indemnizației de care ei beneficiază de la 120.000 la 200.000 de lei, cu extinderea și a perioadei de timp pe care trebuie să o petreacă nemijlocit în instituțiile de învățământ de la 3 la 5 ani de zile. În aceeași cheie, pentru a asigura o experiență mai bună de inserție pentru acești tineri absolvenți, urmează să
aprobăm, să stabilim 25 de baze de practică pedagogică, deci instituții de învățământ care o să aibă un statut special, care o să fie mai bine pregătite, dotate adițional, în așa fel încât se poate să ofere o experiență de practică pedagogică valoroasă încă de pe băncile facultății și, în general, vom reforma ceea ce se numește practica pedagogică. Cred că vom extinde termenul pe care îl petrec studenții în instituțiile de învățământ atâta timp cât sunt la facultate, pentru ca să cunoască din start condițiile, oportunitățile, realitățile predării în școală și să dezvolte acele competențe necesare. La fel, pentru tinerii specialiști vom oferi mentori de inserție prin instituția nou creată, instituția națională, Institutul Național pentru Educație și Leadership. Deci vor beneficia de un profesor cu experiență care să-i ghideze, să-i ajute și care să fie salarizat pentru asta în primii pași pe care îi fac în profesie. Și nu în ultimul rând, vom avea o campanie amplă de promovare a profesiei pedagogice pe care o vom lansa în luna februarie. Vom merge și eu, vor merge și colegii în instituțiile de învățământ, vom discuta cu absolvenții, le vom prezenta beneficiile urmării acestei profesii, pachetul de stimulativ care este pus la dispoziția lor și cu toții cred că e bine să facem un efort mai mare pentru a convinge cât mai mulți tineri să aleagă această meserie frumoasă. Vă aduc aminte că anul trecut, la final de an, am dublat bursele la pedagogie. Ele urmează să mai fie și indexate. În luna februarie cu 55% vor ajunge la circa 3.500 de lei. Atât va beneficia un student la pedagogie în ultimii ani. O altă prioritate pentru minister în anul acesta, care derivă din acțiunile care le-am pornit anul trecut, ziceam, este constituirea Institutului Național pentru Educație și Leadership, misiunea principală a căruia va fi crearea unei rețele de 1.000 de mentori la nivel național, deci 1.000 de profesori din rândul celor mai buni, care să fie agenția schimbării în sistem, prin care să putem să stimulăm schimbarea, modernizarea metodelor de predare, să promovăm bunele practici, să promovăm anumite atitudini și abordări în sistem, să ajutăm profesorii să utilizeze tehnologiile informaționale, să aibă un mentor care să-i ajute în situații de bullying sau violență, să aibă un mentor care să-i ajute să-și îmbunătățească competențele profesionale. Deci această rețea de 1.000 de mentori ar urma să devină funcțională în luna septembrie. Institutul noi l-am constituit, colegii deja au început să lucreze. În luna februarie vom avea și primul eveniment unde vom prezenta public conceptul mentoratului și responsabilitățile pe care le vor avea aceștia. Vom organiza un eveniment mare și așteptăm cadrele didactice să participe. Un efort fundamental pentru anul 2024 este inițierea revizuirii planului cadru și a curriculumului. Ne vom lua timp să facem acest lucru pentru ca să-l facem calitativ. Aici, cumva, obiectivul de bază este să avem un plan cadru care să răspundă necesităților secolului 21. În linii generale, ne dorim să oferim opțiuni pentru instituțiile de învățământ ca, în funcție de preferință, să poată să opteze pentru diferite moduri de organizare a procesului educațional. Cred că ne propunem, în linii generale, să avem mai puține discipline și să oferim mai multe ore la aceste discipline ca să poată elevii să studieze în profunzime ceea ce le place, să le oferim și anumită flexibilitate elevilor în selectarea disciplinelor școlare și, bineînțeles, ne dorim să avem un curriculum care să dezvolte competențele de care au nevoie elevii în secolul 21. Deci asta este un efort fundamental pe care o să-l pornească Ministerul în acest an, inclusiv cu experți străini. Și o să avem multe consultări cu părinții, cu elevii, cu cadrele didactice, cu specialiști în domeniu, pentru că planul cadru și curriculum sunt documente fundamentale pentru oricare sistem educațional. Pe dimensiunea îmbunătățirea condițiilor de studiu, anul viitor vom avea 125 de școli care își vor vedea blocurile igienico-sanitare renovate. Până la finalul lunii vom prezenta lista școlilor în care se vor face aceste reparații. 60 de școli vor beneficia de dotări din partea Ministerului pentru echipamente și dispozitive digitale, deci calculatoare, table interactive, alte tipuri de echipamente, senzori, laboratoare digitale și așa mai departe, deci 60 de școli.
care vor beneficia de circa 300.000 de lei fiecare pentru asemenea necesități. Încă 40 de școli vor beneficia de granturi pentru inovare, deci vom avea un apel public și vom invita școlile să aplice dacă au anumite idei pe care vor să le piloteze, să le încerce, vom finanța cu până la 600.000 de lei fiecare dintre aceste idei. Până la oară vor să deschidă un club de robotică, vor să ofere un program cultural, artistic, cu deplasări, excursii pentru elevi în contextul, nu știu, educației istorice, de exemplu. Deci noi o să fim foarte deschiși pentru oricare idee interesante pe care comunitățile școlare le vor prezenta și le vom finanța cu până la 30.000 de euro fiecare, 40 de instituții de învățământ vor beneficia. Pe dimensiunea bunăstare elevilor, pentru că asta este foarte important, ne propunem să întreprindem câteva acțiuni. Vom avea o campanie națională anti-bullying. Este un fenomen care este prezent în Republica Moldova, din păcate, trebuie să recunoaștem. Respectiv, este nevoie de a comunica mai mult despre ceea ce înseamnă bullying-ul în școală și cum putem reduce acest fenomen. Avem o rețea creată de 40 de formatori naționali pentru cadrele didactice, care ar urma în acest an să facă formări deja nemijlocit în instituțiile de învățământ cu profesorii, pentru ca să-i familiarizeze cu conceptul, să-i ajute să depisteze situațiile când acest fenomen persistă și cum să ajute elevii să depășească aceste situații. În același timp, vom avea un sondaj reprezentativ național, deci noi credem foarte mult în faptul că e bine să măsurăm lucrurile, e bine să avem indicatori măsurabili, respectiv vom avea un sondaj național prin care să avem o cifră, să estimăm, să evaluăm care este amploarea acestui fenomen, de altfel ca și în cazul plăților informale. Noi vorbim foarte mult despre faptul că există plăți informale în instituțiile de învățământ și ele cu adevărat există, dar vrem să avem o cifră, să știm în câte instituții de învățământ, care este volumul acestor plăți, respectiv aici este nevoie de cercetare reprezentativă la nivel național și ne propunem să facem lucrul ăsta în anul 2024. La fel, legat de integritatea academică, un subiect despre care am mai vorbit în spațiu public, în acest an, în 8 raioane, și vom prezenta la începutul lunii februarie, cel mai probabil, în care noi le cunoaștem deja, urmează să avem măsuri administrative adiționale la examenul de clasa 9 pentru ca să asigurăm corectitudinea desfășurării examenelor. Deci aici vorbim în primul rând de circa 200 de voluntari care se vor deplasa în aceste raioane în ziua examenului, pentru ca să monitorizeze corectitudinea desfășurării acesteia și în același timp vom evalua centralizat lucrările. Aceste 8 raioane nu sunt alese întâmplător, noi vom reveni separat cu detalii metodologice despre cum ele au fost selectate, dar în linii generale sunt raioane unde rezultatele la BAC sunt mult mai proaste decât cele la gimnaziu. De exemplu, avem un raion unde 40% din toți elevii au notă de 9 și 10 la clasa 9 și niciun elev la BAC. Respectiv, vă dați seama că asemenea discrepanțe nu sunt explicabile prin altceva decât prin fraudă. Și atunci, pornind de la această evaluare a riscurilor, dacă doriți, am selectat 8 raioane unde credem noi că este bine să existe o prezență de la centru în ziua examenului, ca să ne asigurăm despre corectitudinea lui. Despre sondajul pe evaluarea plăților informale am menționat și la fel vom face formări pe integritate și anticorupție pentru cadrele didactice. Ori, ziceam, integritatea este un lucru extrem de important. Incluziunea în instituțiile de învățământ general rămâne a fi o prioritate pentru minister. Anul trecut am aprobat programul de incluziune pentru următorii 5 ani de zile. Anul ăsta vom modifica formula de finanțare ca să punem la dispoziția școlilor mai multe resurse pentru cadrele didactice de sprijin, pentru logopezi, pentru centrele de resurse din instituțiile de învățământ. Aici mai avem de lucru și o recunoaștem. De principiu, vom investi 10 milioane de lei în acest centru de resurse pentru educație inclusivă, deci vom procura dispozitive asistive pentru copiii care au nevoie educaționale speciale și au nevoie de această tehnică, de aceste resurse, pentru ca să poată să se integreze pe deplin în procesul educațional. În anul 2024 va continua programul de limbă română, dar într-un mod ușor modificat. Obiectivul general este să avem 4.000 de beneficiari în acest an. Deci adulți
care nu vorbesc limba română sau care vor să-și îmbunătățească nivelul de limba română, care se poate beneficia de cursuri gratuite. Față de anul trecut vom extinde numărul de ore care le va fi oferit pentru fiecare nivel, pentru că am constatat că 60 de ore pentru nivelul A1, de exemplu, este prea puțin și atunci ne vom racorda la cadrul european de studiere a limbilor și practic vom dubla numărul de ore pe care îl vor parcurge beneficiarii. Totodată vom desemna câteva instituții de învățământ în calitate de centre permanente de formare la limba română, urmând să beneficieze și de suport adițional pentru ca să poată desfășura aceste cursuri și nu în ultimul rând, pentru că noi am avut și o sesiune de evaluare cu prima generație de beneficiari, ni s-a sugerat să organizăm cluburi de imersiune lingvistică pentru ca absolvenții, participanții să poată să aibă un mediu în care să comunice pe subiecte de interes și să practice, să aplice în practică cunoștințele pe care le dobândesc, un lucru foarte relevant în unele zone precum Găgăuzia, unde nu există un mediu de utilizare a limbii de principiu, respectiv crearea semnilor la aceste oportunități de utilizare a limbii este foarte important pentru ca să nu uite să-și îmbunătățească competențele pe care le dobândesc la cursuri. Trecem la subiectul grădiniță. Deci pe grădiniță câteva lucruri urmează să se întâmple în 2024. Deci noi creăm cadrul legal pentru ca grădinițele care vor și dacă există acceptul primăriilor să poată să treacă la autogestiune financiară. Nu credem că foarte multe o vor face, dar mizând faptul că unele grădinițe mari, cu număr mare de copii și acolo unde există acceptul primarilor, vor putea să treacă la autogestiune și să devină autonomii din acest punct de vedere, gestionându-și de sine stătător bugetul sub monitorizarea primarului, dar cu un nivel mai mare de independență. În același timp, urmează să pilotăm în 2024 o formulă nouă de finanțare a grădinițelor, care va ține cont de numărul de copii în acesta. Vom extinde programul Investim în profesori și pentru educatori. Anul trecut ne-am axat doar pe școli, anul ăsta mergem și spre formarea educatorilor din grădiniță și deja despre debirocratizare am menționat și lucrul ăsta se aplică și grădinițelor. Dacă vorbim de învățământul superior, aici sunt câteva lucruri principale. În primul rând, continuăm implementarea proiectului Băncii Mondiale, deci cu circa 200 de milioane de lei care urmează a fi valorificați sub forma de investiții în acest an de către instituțiile noastre de învățământ superior. Pe lângă asta vom renova integral două cămine, pentru fiecare dintre acestea vom investi circa 2 milioane de euro. Un cămin, căminul numărul 1 de la Universitatea de Stat din Republica Moldova și căminul numărul 6 de la Universitatea Ion Creangă. Deci noi am prioritizat acele cămine unde locuiesc viitor pedagogi, în aceeași cheie de a ne strădui să oferim condiții cât mai bune, stimulente pentru tineri să aleagă pedagogia, deci sunt două cămine care vor fi renovate integral. Ambiția este să oferim cazare de tip apartament cu blocuri sanitare integrate în locuință nemijlocit. Deci asta este un proiect major care trebuie să se finalizeze sau să pornească în acest an, să se finalizeze în 2025. Pentru învățământ superior, internaționalizarea este o prioritate majoră. Ziceam că este tare important pentru sustenabilitatea sistemului nostru să atragem mai mulți studenți străini și aici ne-am propune să avem măcar 1.000 de studenți străini adițional pe lângă cei 5.000 care învață deja în Republica Moldova, veniți în Republica Moldova în 2024. Vom finanța traducerea câtorva specialități în limba engleză. Urmează încă să stabilim lista exactă, dar ne gândim la medicină veterinară, tehnologie informaționale, inginerie, animație, game design, deci acele specialități unde credem că putem atrage studenți străini și unde credem că o să existe cerere. Vom finanța cursuri gratuite de limbă engleză pentru profesorii universitari. Asta este una dintre cele mari constrângeri la moment pentru creșterea numărului de studenți străini. Nu avem un număr suficient de universitari care să vorbească limba engleză la un nivel înalt și să poată preda. De aia vom finanța gratuit cursuri pentru ei. Trebuie să mergem în țările unde există piață de desfacere. Vom merge în India, cel mai probabil. Vom avea câteva misiuni
Deja am pornit discuțiile cu ambasadarea noastră din India, în așa fel încât să putem atrage mai mulți studenți străini de pe aceste piețe și India o să fie o piață prioritară. Vom dezvolta un brand unic de țară și o pagină web pentru studenți străini care, pe care se află toată informația despre Republica Moldova și oportunitățile pe care le oferim de tipul study in Moldova. În general, avem în jur de 1,2 milioane de euro pentru aceste activități și urmează să-i valorificăm în acești ani și să obținem acel obiectiv de a atrage cel puțin 1000 de studenți străini în țara noastră adițional pentru sustenabilitatea sistemului, după cum spuneam, foarte, foarte important. Integritatea este un alt subiect care ne preocupă și în învățământul superior. Două acțiuni de bază aici. În luna martie vom avea un sondaj reprezentativ publicat care va cuprinde 7 universități. 4200 de studenți vor fi chestionați pe durata lunii februarie. Vor fi întrebați atât despre satisfacția pe care o au față de studiile pe care le oferă, care se oferă în universitatea unde învață, vor fi întrebați despre anumite practici imorale, ilegale, care există sau nu există în instituțiile de învățământ, dacă cunosc cazuri când se achită pentru note, dacă cunosc cazuri de plagiere, dacă cunosc cazuri când profesorii îi constrâng să procure materiale didactice elaborate de către ei, și vom publica aceste date în luna martie, dezagregat pentru fiecare universitate. Asta ne va permite, 7 universități spuneam participă, asta ne va permite să avem o ierarhizare, să avem o imagine, să avem un tablou cu privire la integritatea în învățământul superior. Obiectivul nostru aici este să punem presiune pe universități să-și revadă anumite practici dacă sondajul va constata că sunt probleme în universitățile respective. Și nu în ultimul rând, antiplagiatul este un element foarte important. Ar fi bine să avem un soft național de verificare a tezelor. Ori astăzi lucrul ăsta se întâmplă într-o manieră descentralizată și nu avem certitudinea că se respectă standardele academice așa cum ar trebui, și aici va fi un alt domeniu de intervenție în 2024 când vorbim de învățământ superior și integritate. Pe dimensiunea cercetare, obiectivul de bază este să avem cât mai multe aplicări de succes la programul european Orizont Europa. Asta este cel mai mare program european de finanțare a cercetării. Din păcate, Republica Moldova nu valorifică la moment pe deplin potențialul oferit. Volumul total de finanțare cred că depășește 20 de miliarde de euro. Deci este principalul instrument prin care se finanțează cercetarea în UE, unde și noi putem aplica și pentru noi o să fie fundamental să ajutăm universitățile să valorifice această oportunitate și să avem cât mai multe aplicări în acest an. Tinerii specialiști o prioritate și tinerii cercetători o prioritate și aici. Ne propunem să dublăm bursele pentru doctoranți și să creăm condiții mai bune și mai atractive pentru tinerii specialiști din cercetare, ori avem într-adevăr o problemă cu îmbătrânirea în cercetare. Aducem aminte că începând cu 1 ianuarie 2024, salariile în cercetare s-au majorat cu 21% și vom continua să depunem eforturi în acest sens. Tot pe dimensiunea cercetare, în acest an, împreună cu Biroul pentru Relații cu Diaspora și partenerii internaționali, vom încerca să invităm cei mai buni cercetători din Republica Moldova care lucrează astăzi peste hotare în Republica Moldova, fie în cadrul unor proiecte mixte cu cercetătorii noștri ca să aplice în comun la oportunități de finanțare, fie să vină să predea, să țină cursuri pe durată scurtă în Republica Moldova. Credem că este foarte important să integrăm diaspora academică, să creăm aceste poduri între cercetătorii care au rămas în Republica Moldova și cercetătorii moldoveni care au plecat peste hotare și să valorificăm aceste oportunități. În învățământul profesional tehnic, prioritatea de bază rămâne a fi promovarea învățământului dual, deci acea formă de învățământ când 70% din timp este petrecut într-o companie, 30% din timp are loc într-un colegiu sau într-o școală profesională pe dimensiunea teoretică. Obiectivul este să atingem un număr de 2500 de studenți, de elevi care participă în această formă de învățământ, în învățământ dual. Astăzi avem 1700. Să avem 170 de companii care sunt antrenate în acest efort și să creștem în general nivelul de informare a companiilor despre această oportunitate, ori statul mai și subvenționează asemenea experiență deja începând cu anul trecut. Prioritate mare, creșterea calității în învățământul profesional tehnic. Aici
Vom opta pentru a îmbunătăți curricula, pentru a elabora materiale didactice. Bine de știut că în majoritatea, din păcate, a școlilor profesionale și a colegilor, noi nu avem manuale sau materiale didactice elaborate. Deci asta va rămâne și este o prioritate în continuare, elaborarea materialelor didactice și aprobarea standardelor de calitate. Având în vedere că de anul trecut Republica Moldova și colegiile școlii noastre profesionale pot participa în programe Erasmus, deci iarăși un program european de schimb de experiență, de capacitare instituțională, avem un obiectiv și pe dimensiunea asta ca cel puțin 7 instituții de învățământ să participe în acest program european. Și nu în ultimul rând vom oferi instruiri după modelul programului Investim în Profesori și în învățământul vocațional tehnic. Pe partea de digitalizare a sistemului educațional, vom continua să promovăm catalogul electronic, care de anul trecut poate fi utilizat cu renunțarea totală la catalogul pe hârtie și obiectivul este să încurajăm tot mai multe școli să facă acest lucru. Vom revizui sistemele noastre informaționale din perspectiva debirocratizării, vom implementa un sistem de e-admitere în învățământ superior, deci studenții care se înscriu în învățământ superior vor putea să o facă într-o manieră digitală. Vom avea un nou sistem de management al învățământului universitar pentru ca să avem toate datele la zi de la universități și vom avea și un sistem pentru cercetare dedicat. Totodată, ziceam, 5.000 de cadre didactice care vor beneficia de instruiri pentru creșterea competențelor didactice. Vom revizui curriculumul la educația tehnologică pentru ca să îl mișcăm în direcția educației digitale cu elemente de robotică, 3D printing și alte tehnologii moderne. Deci asta ar fi prioritățile principale pe care le avem pe digitalizare. Pe dimensiunea tineret, continuăm lucrurile care le-am făcut în acest an. Vom face un efort concertat de a susține crearea consiliilor elevilor și funcționalitatea acestora, inclusiv printr-un program de granturi pentru ei, pentru că credem foarte mult în experiența asta de participare pe care să o aibă elevii din școală și care să-i obișnuiască cu ideea de democrație, cu ideea de proactivitate, cu implementarea proiectelor și reprezentarea intereselor comunităților din care fac parte. Vom extinde programul de granturi pentru asociațiile societății civile. Avem resurse adiționale, practic 25% mai mare în acest an pentru ei, ca să implementeze diverse proiecte pentru tineri. Ministerul renovează o școală profesională și o transformă în centru pentru inovație socială. Avem peste 15 milioane de lei investite anul trecut. Anul ăsta continuăm să investim ca pentru a avea un spațiu în care organizațiile din societatea civilă care desfășoară activități de tineret poate stea toate împreună. În esență este ideea creierii unui spațiu de co-working pentru asociațiile din societatea civilă și a unui program de capacitare a acestora care să aibă loc acolo și să ofere experiență pentru tinerii din Chișinău și din întreaga țară. Urmează să renovăm, reformăm, revizuim modul de activitate a autoguvernării studențești. Astăzi acestea sunt oarecum pasive și cred că nu își îndeplinesc pe deplin rolul. Vrem să le ajutăm, inclusiv financiar, să-și înțeleagă mai bine menirea de a reprezenta interesele studenților și să devină într-adevăr entități puternice și active care au un rol până la urmă instituțional, inclusiv în senatele universitare, în așa fel încât vocea studenților să fie mai bine auzită în procesul de luare a deciziilor în universități. Și vom avea un program separat de finanțare pentru centrele de tineret și consiliile locale de tineret. Pe dimensiunea sport, în anul viitor ne așteaptă Jocurile Olimpice și aici avem finanțare suplimentară alocată pentru federație pentru pregătirea pentru Jocurile Olimpice. Din punct de vedere legal și normativ, două priorități majore. O să avem o nouă lege a sportului în 2024, care o să rezolve un set de probleme sistemice care există astăzi, inclusiv din punct de vedere a bunăoare lucruri precum faptul că sportivii din Republica Moldova nu au asigurare medicală gratuită, nu au protecția socială necesară și așa mai departe, despre faptul că managementul federațiilor nu întotdeauna este cel mai transparent și democratic. Deci toate aceste probleme o să fie
cuprinse în viitor sau să fie rezolvate prin adoptarea noii legi a sportului în anul 2024. Noi avem deja proiectul de lege, este în avizare și suntem în plin proces de definitivare. O să avem o strategie de dezvoltare a sportului care o să cuprindă și elementul de sport de masă, care urmează să fie aprobată în acest an. Din punct de vedere a investițiilor în infrastructură, o să modernizăm bazinul de lângă guvern, deci bazinul care astăzi este a Universității de Educație Fizică și Sport și trece la Universitatea de Stat din Republica Moldova, deci facem o investiție de 10 milioane de lei, despre care am mai vorbit, pentru modernizarea acestuia. În Liceul Republican Sportiv vom investi până la 2 milioane de euro pentru renovarea lui, ori această instituție astăzi este într-o stare deplorabilă, dar este instituția principală care pregătește viitori campioni europeni și mondiali. Urmează să revizuim cuantumul burselor pentru sportivi și eventual să le majorăm. Pentru prima dată în acest an vom oferi servicii de medicină sportivă pentru sportivii noștri care merg la Olimpiadă. O să avem circa 5 medici angajați care o să fie puși la dispoziția centrului pentru pregătirea loturilor olimpice și care vor putea să răspundă necesităților sportivilor noștri. Este o premieră și este o problemă istorică pe care ne bucurăm că putem să o rezolvăm în acest an, inclusiv cu suportul din partea anumitor donatori. Și, nu în ultimul rând, vom revizui modul de finanțare a școlilor sportive, pentru că acesta să devină mai transparent și să ne asigurăm că banul public este gestionat corespunzător. Deci, în linii generale, astea sunt principalele priorități pe care le are Ministerul. Vă invităm să analizați planul de acțiune a Ministerului pe anul 2024, care urmează să fie publicat. Eventual, dacă sunt comentarii, sugestii, propuneri, noi rămânem deschiși la toate acestea. Avem un plan ambițios, avem foarte mult de lucru și vom continua pe parcursul anului să raportăm cu privire la executarea obiectivelor pe care ne le-am asumat. Vă mulțumim tuturor pentru atenție și dacă sunt anumite întrebări, vă rugăm. Bună ziua, Parascovia Blanari, Canal 5. Domn Perciun, ați declarat că pentru a investi în școlile mari, elevii din instituțiile mici vor fi transferați în cele mari, iar părinții ar putea primi alocații pentru asta. În urma acestor modificări, ar putea cumva fi închise anumite școli, instituții de învățământ, universități? Ce urmează cu acest proiect, când va fi implementat și de unde vor fi alocați banii? Ce se va întâmpla și cu personalul? Deci ceea ce eu am menționat este că noi o să oferim părinților posibilitatea, dacă vor, să meargă la o școală mai bună din apropiere, această decizie aparținând exclusiv părinților. Ceea ce face Ministerul este să creeze anumite stimulente. Ministerul nu gestionează rețeaua școlară în Republica Moldova și profităm de întrebarea dumneavoastră pentru a reitera acest lucru încă o dată. Ori rețeaua școlară în această țară este gestionată de către autoritățile publice locale, respectiv deciziile de reorganizarea oricărei instituții de învățământ nu aparțin ministerului, dar consiliilor raionale sau consiliului municipal în cazul Chișinăului. De unde vom investi în această rețea de școli model? O parte dintre resurse vor veni de la bugetul de stat prin proiectul Băncii Mondiale, deci avem 20 de milioane de euro securizate deja în acest scop și acești bani merg pentru renovarea primelor 10 instituții de învățământ. Totodată avem suportul Uniunii Europene prin doi implementatori, UNICEF și UNDP, care la fel contribuie la acest proiect și suntem în proces de identificare la circa încă 50 de milioane de euro pentru a putea să construim întreaga rețea. Deci mai avem nevoie de circa 2 milioane pentru cele 25 de instituții care astăzi sunt în proces de identificare și credem noi că o să reușim să-i identificăm inclusiv prin dimensiunea eficienței energetice. Avem deja câteva oportunități pe care le vedem și pe care sperăm să le valorificăm. Cu personalul ce se va întâmpla, profesorii? Vor fi după disponibilizări cumva? Sau după cum spuneam, Ministerul nu gestionează rețeaua școlară, respectiv eu nu cred că pe noi ne așteaptă careva schimbări la nivelul rețelei școlare în anul 2024, dar în orice caz aceasta nu este decizia Ministerului, este decizia autorităților publice locale și cât de mult n-ați încercat să speculați pe acest subiect, eu am să continui să vă spun același lucru pe care este bine să-l cunoaștem. Școlile în țară sunt gestionate de către autoritățile publice locale. Și referitor la grădinițele care din sate, unde se atestă și un număr mic de copii, în timp ce în cele din Chișinău sunt supraaglomerate. Iarăși, ce urmează cu aceste grădinițe? Cum rămâne cu personalul? Cu aceste grădinițe nu se întâmplă nimic.
Poate dumneavoastră cunoașteți altceva, dar din Vor fi închise sau, nu știu, iarăși, într-o grădiniță sunt, de exemplu, 3 copii. Sunt. Urmează în continuare să activeze așa sau urmează să faceți cine modificări? Cine gestionează grădinița în Republica Moldova? Iarăși, autoritățile. Primăriile, respectiv aceste decizii le aparțin primăriilor. Eu nu cunosc despre intenția vreunei primării să închidă vreo grădiniță. Respectiv, avem toată certitudinea că vreau să continui să lucrez în continuare. Și dacă vor fi majorate salariile profesorilor și de când? Știm că i-au cerut minim 25%, guvernul spunea de 15%. Până la urmă, care va fi majorarea? Și ați putea să ne precizați ce salariu are un profesor începător și unul cu un stagiu mai mare? Majorările s-au produs deja, sunt acele 15% despre care am vorbit în cazul cadrelor didactice și 21% în cazul cercetătorilor. Ele se produc de la 1 ianuarie, lumea își va vedea salariile majorate odată cu plata primului salariu în anul 2024. Salariul pentru un tânăr specialist astăzi ajunge la circa 10.000 de lei brut. Asta este un salariu la pachet cu sporul de performanță, sporul specific, care se acordă pentru un profesor cu experiență, deci cineva care are grad didactic superior, poate ajunge și la 15.000 de lei pentru o normă didactică. Multe cadre didactice lucrează pe o normă 25, 1,5, respectiv multiplicați aceste cifre cu 1,25, 1,5 în funcție de situație. Dar bineînțeles că o să continuăm să identificăm resurse pentru a majora și în pe viitor salariile. Domnul Percin, bună ziua, Irina Cioboruan TV. Ați menționat că o prioritate în 2024 este creșterea ponderii nivelului de susținere a examenelor cu 25%. Dacă puteți să ne spuneți mai exact ce acțiuni vor fi întreprinse, vor fi monitorizați familiile acestor elevi care nu frecventează școala? Deci haideți să clarificăm aici câteva lucruri. Noi vorbim despre PISA, despre această testare internațională în care noi am rezultatele care le-am avut publicate în 2022. Următoarea testare care va fi administrată în Republica Moldova de acest tip este în anul 2025. Deci noi nu vorbim de examene naționale, de BAC sau de clasa 9. Da? De ce ne orientăm spre PISA? Pentru că este o testare obiectivă care arată nivelul de competență a elevilor noștri de 15 ani la mai multe dimensiuni, știință, matematică, lectură. Deci noi ne dorim ca rezultatele lor la următoarea testare din 2025 să fie cu 25% mai bune decât cele care le-am văzut în anul 2022. În acest scop creăm rețeaua școlilor model, pentru că cele mai proaste rezultate sunt în școlile mici din mediul rural și ne dorim să oferim posibilitatea pentru acești copii, punându-l la dispoziție transport, o școală mai bună în apropiere, alocația pentru părinți, alimentarea gratuită, să acceseze educație de calitate mai înaltă și respectiv să-și îmbunătățească performanța școlară. În același timp, în 2024 vom avea un program de susținere după lecții a elevilor, deci vor beneficia de lecții adiționale gratuite, elevii care vor avea nevoie, în special vom susține elevii de clasa a 9-a. Deci la fel avem resurse bugetate în acest sens prin proiectul Băncii Mondiale. Deci e important această precizare că vorbim despre rezultatele la PISA, dar nu de exemplu rezultatele la BAC sau rezultatele la examenul de clasa 9, pentru că vrem să utilizăm un test standardizat care ne permite să ne comparăm inclusiv cu alte țări și să vedem unde ne poziționăm în raport cu alte sisteme de învățământ. Și ieri Ministerul Educației a emis un comunicat în care este specificat că în 10 raioane directorii instituțiilor de învățământ au rămas în funcție, dar în șefii de direcție. Iar în 25 au fost demiși. Care au fost încălcările și de ce s-a întâmplat așa? Deci haideți să precizăm așa că sunt foarte corect. Deci vorbim despre direcțiile de învățământ. Avem 10 direcții de învățământ unde șefii de direcție au fost numiți corespunzător cadrul legal. Asta înseamnă că au fost numiți prin concurs și asta înseamnă că au fost numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani de zile și nu dețin acel mandat mai mult de 2 mandate. Codul educației din 2014 a stabilit aceste reguli. Ceea ce facem noi acum este să ne asigurăm că toată lumea le respectă. Respectiv, 10, în 10 cazuri regulile au fost respectate, de asta ei au rămas în funcție. În celelalte cazuri, regulile nu au fost respectate, ei urmează să fie demiși sau deja au fost demiși de către consilii raionale. Deci din acele 25 de cazuri, noi avem 12 consilii raionale care
ca urmare a modificării legii, au emis dispozițiile de eliberare și avem 13 unde ministerul va emite aceste dispoziții. Aceste lucruri se vor întâmpla lunea aceasta. Vom avea, pe de o parte, emiterea dispozițiilor de încetare a raportelor de serviciu, pe de altă parte vom numi interimari. E bine de știut, interimari până la desfășurarea concursului pe care îl desfășoară Consiliul Raional. E bine de știut că din cele 25 de cazuri, în 15 cazuri, interimari vor fi numiți actuali șefi de direcție. Deci nu se schimbă persoana. Pentru noi este important să intrăm în cadrul legal. Deci scopul acestei schimbări nu este să dăm pe cineva afară sau să punem alți șefi de direcție, pentru că oricum asta fac considerabil. Obiectivul este să ne asigurăm că cadrul legal care a existat în 2014 se respectă măcar în anul 2023. Respectiv, pe țară, din 35 de oameni care astăzi exercită această funcție, în esență 25 vor fi aceiași. Da? Și urmând ca după numirea interimarilor, Consiliile Raionale să pornească o procedură de concurs conform legii și să selectăm șefii de direcție. Asta este ceea ce se va întâmpla în următoarele 6 luni de zile, pentru că legea spune că în 6 luni de zile trebuie pornit aceste concursuri de către Consiliile Raionale. Până atunci, funcția de interimar va fi exercitată de aceste persoane numite de către minister. Nu vor putea, da. Victoria Parfentie, reporter Newsmaker. Domnule Perciun, spuneți-ne, vă rog, când vor demara construcțiile școala modelă în fiecare raion, dacă vor fi construite de la zero și dacă vorbim de finanțe, cât se va investi? Da, deci noi vorbim despre renovări. Nu vorbim despre construcții. Există imobile, atunci există imobile aparte prevăzute în acest. Astea sunt școli actuale. Deci noi vorbim despre anumite despre școli care se califică pe două criterii. Au la această etapă mai mult de 500 de elevi și au cel puțin 200 de locuri libere. Asemenea, școli la nivel de Republică sunt circa 40. Din rândul acestora, noi vom selecta 35. Decizia de selecție va fi luată mâine împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale în baza unui set mai mare de criterii decât cele două care le-am menționat, dar în esență, alea două sunt cele mai importante. Anul acesta vom renova, deci mizăm pe faptul că vom reuși să încheiem lucrările în 5 instituții de învățământ. Noi știm deja care sunt ele. Sunt instituții de învățământ care au proiecte tehnice gata și acolo trebuie doar de revăzut proiectul tehnic, după care de desfășurat achiziția și de demarat lucrările. Și încă în cazul la 5 instituții de învățământ ne așteptăm să reușim să avem proiectul tehnic și achiziția desfășurat în anul 2025, urmând lucrările să demareze în 2025. Deci volumul total de investiții pentru astea 10 școli se va ridica la 20 de milioane de euro. O parte, deci cam 2 milioane de euro pe școală. Și în ceea ce privește proiectele care vizează școlile unde învață copiii cu necesități speciale sau copiii cu cerințe educaționale speciale, ce deci urmează? Volumul de investiții aici e 10 milioane de lei. Noi procurăm dispozitive asistive pentru centrele de resurse. În fiecare școală există un centru de resurse pentru educație inclusivă, unde au copiii cu nevoi educaționale speciale acces. Le dotăm, în esență. Unii dintre ei au nevoie, de exemplu, de amplificatoare de sunet, unii dintre ei au nevoie de monitoare care să permită copiilor cu deficiență de vedere să amplifice textul și să poată să-l vizualizeze. Deci toate aceste tipuri de dispozitive asistive vor fi procurate în sumă totală de circa 10 milioane de euro și transmise în instituțiile de învățământ. Deci asta este o prioritate pentru noi pe dimensiunea educației inclusive în anul 2024. Vă mulțumesc! Mersi. Eduard Maciac, Politic Media. Domnul ministru, vreau să vă întreb ce părere aveți în legătură cu discuțiile acestea care au apărut în societate legate de grupele acestea pregătitoare în afara orelor. Există o inițiativă în Parlament în legătură cu o posibilă finanțare a lor de la bugetul de stat sau considerați că aceste finanțări ar trebui să le suporte administrațiile locale? Aceste finanțări au fost întotdeauna suportate de către autoritățile publice locale. Întotdeauna a existat această posibilitate și municipiul Chișinău și-a asumat-o istoric să asigure aceste grupuri prelungite.
Acum, din câte eu înțeleg, din cauza creditelor excesive pe care le-a luat municipiul Chișinău în ultimii 3 ani de zile și din cauza dobânzilor pe care trebuie să le plătească municipiul, nu există suficiente resurse pentru a acoperi aceste grupe cu program prelungit. În același timp, este greu de zis care este situația în realitate, având în vedere că municipiul nu a prezentat un buget pentru anul 2024, și nimeni nu cunoaște care sunt veniturile prognozate, cheltuielile prognozate, care sunt prioritățile primarului, vrea în continuare să financeze concerte sau nu și de ce anvergură, vrea în continuare să financeze articole în presă laudative în adresa proprie sau nu și să cheltuie bani pe asta. De aia intuiția noastră este că de principiu cred că acești bani pot fi găsiți în continuare în bugetul local al municipiului Chișinău pentru a continua finanțarea acestor grupe și pentru finanțarea asistenților personale de altfel, dar atâta timp cât nu avem un buget publicat măcar pe care să-l poată analiza societatea din Chișinău, nu putem ști cu exactitate. Ceea ce cunoaștem însă este că volumul total a plăților pe credite în 2024 va fi de două ori mai mare și se va ridica la circa 450 de milioane de lei care vor fi achitate din bugetul municipiului Chișinău pentru deservirea creditelor luate de către municipalitate. Acum, acreditarea, în esență, nu este o problemă. Este ok să se crediteze atâta timp cât fac investiții, doar că este important aceste investiții să nu aibă un caracter electoral și să nu ajungă primăria în situația în care, din cauza creditelor luate, să nu poată achita cheltuielile, să nu poată suporta cheltuielile esențiale, precum grupele prelungite sau achitarea asistenților personali care au grijă de persoane cu dizabilități severe. Da, bugetul de stat ar putea să-și asume aceste costuri? Bugetul de stat și așa își asumă 98% din toate cheltuielile pentru educație în această țară, pentru că toate școlile și grădinițele din municipiul Chișinău sunt de fapt finanțate de la bugetul de stat. Respectiv, la această etapă, eu cred că municipiul Chișinău poate face un efort pentru a continua programul pe care l-a finanțat în toți acești ani și să identifice aceste resurse pe interior. În egală măsură, eu cred că colegii din Parlament, dacă primarul nu se va mobiliza să identifice aceste resurse, îl vor ajuta prin realocarea anumitor resurse alocate Chișinăului pe alte articole de cheltuieli înspre grupele cu program prelungit, dar credem noi că măcar în ceasul a 12-lea primarul va găsi aceste resurse, dar pentru început măcar să publice bugetul ca să-l vadă toată societatea ce este bugetat acolo. Da, s-a vehiculat despre o sumă de peste 300 de milioane de lei în minus față de educație, pentru că se invocă în spațiu public această sumă, pornind de la aceste cheltuieli la bugetul de stat. Care este, într-adevăr, au fost micșorate cheltuielile pe ansamblu pentru educație, potrivit bugetului? Bugetul de stat pentru educație pe acest an este mai mare, deja în varianta în care este publicat, cu circa 80 de milioane de lei. În același timp, pe linia de finanțare a Ministerului Finanțelor mai stau în rezervă 1 miliard de lei pentru educație, care vor fi alocați în funcție de necesități pentru fiecare localitate separat, reieșând din situația cu executarea bugetului. Deci, în ansamblu, vorbim despre cheltuieli adiționale prognozate pe educație în 2024 cu peste 1 miliard de lei mai mari decât în anul 2023. Așa că eu am văzut și eu aceste insinuări din partea unor reprezentanți ai opoziției și a primăriei, dar cifrele pe care le invocă nu sunt adevărate. Și ultima întrebare. Statul a suportat în 2022 cheltuieli de peste 100 de milioane de lei pentru instruirea elevilor și studenților care au abandonat studiile sau au fost exmatriculați. Aceste date se conțin într-un raport al Curții de Conturi. Ministerul are o viziune referitor la aceste cheltuieli, pentru că, într-adevăr, sunt bani mulți, statul cheltuie, dar ulterior acești elevi abandonează studiile. Deci, de exemplu, dacă vorbim despre universități, din punctul meu de vedere, în primul rând trebuie să înțelegem că acest buget este utilizat inclusiv pentru salarizarea cadrelor didactice, pentru investițiile în infrastructură. Deci eu prefer noi să avem o situație unde noi acordăm finanțe universităților și acestea exmatriculează studenții care nu învață, fără ca să fie penalizate financiar pentru decizia de a asigura calitatea studiilor. Noi, dacă o să penalizăm universitățile care exmatriculează studenți prin a le reduce finanțarea, o să încurajăm frauda academică. Pentru că reacția universităților va fi de a-i menține pe toți, indiferent de performanța lor academică,
pentru a obține finanțare. Deci eu cred că situația în care noi finanțăm și banii ăștia sunt utilizați pentru dotări, pentru renovări, pentru salarizarea cadrelor didactice și universitățile au libertatea de a exmatricula pe cei care nu vin la lecții, cei care nu învață sârguincios, este o situație preferabilă, situație când noi penalizăm universitățile pentru faptul că ei au standarde înalte de integritate academică. Așa că aici eu nu neapărat împărtășesc modalitatea, viziunea Curții de Conturi, care este una strict contabilă și nu pornește de la interesul, cred că, a statului Republica Moldova și tuturor cetățenilor de a avea standarde înalte de integritate academică. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim și vă urăm o zi bună!